Hai, salut! Am ieșit o tură singur, o tură de probă, să zic așa. Am tot umblat la TV, am făcut multe chestii. O să vi le prezint. Sunt în H și 4x2 pe aici. Dăm o tură până sus pe munte. Am luat la mai multe, la suspensie, la calculator. Mi s-a cam întărit suspensia, din păcate. Sunt în H. Am velo pe noi. Am blană până sus. Am fost și răcit, bolnav, mi-am făcut ceva analize. Am ceva probleme și cu gâtul. M-am îmbrăcat bine. Mamă, dar nu pot să merg cu viziera, că mi s-aburește. Mergem un pic aici, după care intrăm iar prin pădure. N-ar trebui să facem mult până sus. Mamă, ce noroi. Mamă, sunt înghețat așa. Brazii. Am și înălțat ATV-ul. Sunt curios. Aici atingeam. Acum văd că nu. Dar mi s-a întărit ATV-ul. Și nu știu cât de stabil mai e. Ia aici. Da, nu, aici atingeam mereu. Sunt curios cu două persoane. Sunt în 4x4 și H. Mergem blană. Ies mai târziu cu o tură cu Miclea. Mamă, mamă. Să simte rău. Am umblat și la variator. Ce-ai mă, mâncată mea? E altceva. Ce contează? Sper să nu cad. Mă dor rău mâinile. Nu urcam pe aici cu H-ul niciodată așa. Am 45 la oră. Am și curea nouă. Nu mai fac. Mai avem o urcare, dar nu mai pot de mâini. Hai, totuși în cotură. O lasăm în hai, să vedem ce poate. Avem apa la... La o liniuță, apoi o liniuță de fapt, oxigelul. E bine. Hai să vedem aici, aici e o urcare. Sunt blană cu accelerația. Da, da, și am 0.5 în anvelope. N-am mai stat să le desumflu 0.3.
E ca cu 0.3 alfa. Am schimbat si rulmentul cu reaua si tot. Văd că stă bine. Da, anvelopele trebuie să le mai las un pic. Un 0.3 cred. Că tot nu-mi plac. O să vă prezint și anvelopele, că nu vi le-am prezentat. V-am zis, sunt mai multe lucruri, n-am mai ieșit o lună jumate, cam așa, dar între timp am mai lucrat la el mai multe chestii. Cei pe aici îi dădeam o... Da, se ridică un pic de spate. Trebuie să fiu mai atent un pic. Trebuie să fiu un pic mai atent pe de-astea, că m-am obișnuit cum era suspensia. Dar acum, pentru că i-am pus înălțătoare, avem aici o urcare pe bolovan. Nu știu cum să iau, prin stânga sau prin dreapta. Sunt curios ce-n greu. Ia, hai să-i dau, hai să urcăm pe aici, că e mai abrupt. Că sunt curios ce-n greu cât e acum. Bă, dacă se mai limitează. Pentru că v-am zis, am un soft, deci la 27 se limitează și cu override-ul, dar nu prea am cum să-i dau pe aici. Să par rău pe aici, mă. 32. Dar cred că mai bine urcam cu H-ul. Deci nu mai pot de dedet. Hai să-i dăm un aș totuși. E mai bine în haș. Am alt cuplu. Trage mult mai bine în haș. Chiar dacă risc să strici creaua. Aici e și un pic de zăpadă lor. Dar trebuie să urcăm și mai sus. A, e prima zăpadă pentru anvelopele astea. Ce îmi place că nu mai ating, chiar nu mai ating. Deși s-a înălțat cu 2-3 cm, nu mai ating. Ei, nu știu, ori pe aici să urcăm, ori... Hai să vedem. S-a întărit un pic suspensia. Oricum e mult mai moale ca la un CF, asta e clar. Dar s-a cam întărit destul de mult. O să-mi fie greu să mă obișnuiesc. Dar trebuie să urcăm și mai sus. Din păcate, plafonul destul de sus. Imediat mă uit la telefon și îi dăm. Tot n-am ieșit deasupra plafonului. Mai
avem de urcat. Mă așteptam să fie mai jos, dar nu. Am văzut o luminiță în partea stângă. La cota 2000 era soare. Sper că și aici. Dar sunt destul de sus și nu... Nimic. Absolut nimic. E nasol urcare aici. Dar... E și, uitați, în gust. Păi să n-am probleme. Sunt niște ce am sesizat eu. Soarele se vede, plafonul, încă suntem în plafon. Oho, e foarte departe. Uitați. Dar suntem foarte departe. Mai avem mult de mers. Din păcate. Din păcate mai avem mult de mers. Ca să ieșim deasupra. Dar mergem. Cam abrupt pe aici. De păcate. Mergem așa cu grijă. Undeva aici e rău. Hai să-l dau totuși în greu. Că sus acolo e... Oh. Cam nasol că patinează rău. Și e cam rău aici. N-am șanse să ies. Plus că sunt și singur. Hai să lăsăm ușor așa. Da. Cred că mai pe la 12-1 se ridică plafonul ăsta. Uite. Aici dă soarele, dar nu s-a ridicat, din păcate. Eventual mă duc pe drum, că e mai sigur, dar nu mai aveam nici mult de aici. Înțelegeți voi? Dar alunecă foarte rău pe aici. Și n-am chef de vreo... Dar mai scoate sulele spătoare. Thank you.
Las că vă prind ATV-ul și dacă urc mai târziu cu plafonul, o să tai și o să pun în filmarea asta. Ca vreo două ori ies din nou, v-am zis că zicea Micla să ieșim și atunci ieșim cu toții și pun o bucată. Și vă fac în alt, mă duc să vă filmez undeva modificările pe care le-am mai adus. Hai că în prima fază vreau să vă filmez cu telefonul, dar nu, am găsit locul ăsta aici. E urât, v-am zis. Poate mai târziu mergem și vă arăt. Nici nu știu de unde să încep, din față, din spate. Habar nu, nici nu știu. În partea din față am venit cu niște proiectoare. Uite, sunt și aprinse, le-am uitat aprinse. Mi-am schimbat proiectoarele. Sunt niște proiectoare noi și chiar îmi plac. Las că avem butonul aici. Așa. Ce să zic, mi-am cumpărat ăsta la troliu pe albastru. Avem anvelopele. Cam ăsta e modelul. Nu știu dacă e Carlisle. Auzi că vine Canamuș cu Polarisul de fabrică cu modelul ăsta. Am păstrat aceeași dimensiune. Uitați ce model este. E apropiat cu Kenda. Că eram așa, nu știam ce anvelope să-mi iau și m-am uitat la un concurs care a fost și am văzut că au foarte mulți aveau Kenda, dar mi s-a părut foarte, foarte scumpe pentru ATV-ul ăsta, nu că nu aveam bani. Și am preferat să le iau pe astea. Au fost 1100 de lei. Eu zic că e un preț bun, noi, sunt 2022. Așa, în partea de sus, mi-am făcut șaua. Nu știu dacă se vede foarte bine, uitați, mi-am făcut aici umflătura asta. Mi-am mai băgat un burete de 3 cm. Mi-a făcut un băiat de la Breaza, cei care sunt din zonă îl cunosc, Dragomir. E un băiat foarte, foarte bun, el mi-a făcut și înainte. Știți că aveam cu albastru șaua înainte. Am mai venit cu un LED pe spate. Acum e ziua și nu se vede. Da, uitați, nu știu dacă se vede. Și când cal frâna se aprinde mult mai mult. Dar îl bag în garaj și vă arăt. Decupez și așa. Mi-am sudat scutul pentru că aveam foarte multe probleme. Pentru că era din mai multe bucăți. Este metalic. Și mereu la șanțuri îl agățam și îmi lua și din putere, mă și oprea. Mi-am mai luat și niște huse la suspensii. Și bineînțeles l-am înălțat. Avem aici, uitați, înălțătoarele. M-a ajutat, de fapt, l-a făcut un băiat din zona de aici, de la mine. Se pricepe foarte bine. Uitați, așa sunt înălțătoarele. Cam 3 cm de față, chiar se simte. De centura asta chiar l-am simțit. Și pe spate s-au întors basculele și am câștigat un 2 jumate. Ăsta e un capac. Trebuia să scrie CF Moto, da? Dar l-am spart, nu a rezistat, din păcate. A fost destul de scump, cu tot din cauza curierului. Voiam să-mi iau și niște distanțieri mai mari, dar am 4 jumate, nu știu dacă merită să pun mai mult. Și nu în ultimul rând, deși am schimb făcut un soft, pentru că al meu este T3. Eu am pus un clip pe TikTok și am menționat acolo că ATV-ul este un T3 înscris pe primărie, care este limitat la 61. Dar mulți au venit cu mamă, ATV-ul meu cât fuge. Făceau unii niște comparații cu alte modele, Can-Am, Polaris, care eu n-am făcut comparație. Logică, un Can-Am, Polaris și alte TGV, clar că trage mult mai bine și la viteză, dar în primul rând oricum nu mă interesează viteza.
Că degeaba prind de la Brașov la București 110 cu un CF de 450, când eu am nevoie de aici până în containerul ăla să-mi prind, să am cuplu să urc. Dar în fine, nu mai intrăm în discuții, că nu are rost. Mă uitam la profilul lor și unii nici bicicletă n-aveau, dar ei au prins cu 450, nu știu, în fine. Așa, trecem mai departe. Acum se duce undeva la 93, dar tot o limitare din soft, dar nu am nevoie mai mult, pentru că deja de la vreo 80 și ceva nu mai țin bine și n-are rost să mă risc. Pe mine m-a interesat cuplu, m-a interesat să sară de 61-62 la oră, mă refer la cuplu, mă refer la cuplu să rămân același, pentru că mulți prieteni au făcut chestia asta și au pierdut din cuplu. Așa, și deci cuplul mi-a rămas la fel, sare de 61 la oră, foarte mulțumit sunt. Am luat calculatorul, mi l-au comandat băieții de la TV Motoshop, au fost singurii, am sunat peste tot și la TV Room și așa, și am dat detalii, le-am spus că plătesc, am nevoie, le-am dat codul și așa, și nu m-a ajutat nimeni, sunt singurii care m-au ajutat, nu e reclamă, pentru că l-am plătit. Am plătit calculatorul, dar au fost singurii care mi-au vorbit frumos. Și mecanicul și băiatul de la vânzări sau directorul, nu știu, sunt doi băieți de acolo, am primit și un numărul de la un alt băiat, de la Joe, are și el canal de YouTube, puteți să-l căutați, are un Renegade, a avut un CF de 625, deci ăștia trei băieți m-au ajutat și le mulțumesc. Și bineînțeles că am umblat, am schimbat și cureaua, am venit cu un Gates. Mi-a recomandat-o Daniel Mirică, cred că știți și pe el. El mi-a recomandat-o, știam despre curea, adică nu e ceva... Am avut pe fostul la TV, dar îi mulțumesc și lui. Am avut ceva probleme cu rulmentul, cu cureaua, să nu puneți curea Daico, pentru că noi am încercat să punem o curea Daico, pentru că o avea pe stoc și am avut mai probleme, am rupt piulița. Știți că piulița e cu pas invers, tot fel de probleme. Îi mulțumesc lui Daniel că mi-a răspuns la 11-12 noaptea, un băiat și el ok. Și am pus o curea Gates, am umblat ceva la variator, aveam ceva pe acolo uzat, foarte uzat. Am schimbat și acei cricheți, sau cum s-or numi ei, cred că cam așa se numesc. În fine, am schimbat pastiluțele, arcușoarele pe acolo. Trage, ați văzut, deci e o diferență destul de mare, chiar trage și sunt foarte mulțumit. Și am mai umblat la grupul față, tot băiatul care mi-a pus și înălțătoarele și mi-a umblat și la curea și la variator, aveam ceva probleme cu diferențialul, cred că toți aveți, mi-a umblat în el, a dat jos, l-a făcut. Eu zic că cam atâta. Și haide să punem așa bucăți, nu știu, o să încep pe munte, o să vedem cum tăiem, cum eu sunt pe traseu acum vă prezint ATV-ul, vă obișnuiți voi. Da, sper să vă placă și ne vedem în următorul clip. Să vedem ce face ATV-ul. Wow. Ceva acum, oricum. E 4x4 și așa. Chiar sunt curios la iarnă cum trage. Oricum trage în H. Nici nu mai am nevoie de greu. Oricum am schimbat-o cureaua, așa că n-am ce. Și dacă se uzează, se uzează. Cumpăr alta.